Черноуцянul Володимир Карагяур, operator al canalului online, a fost reținut la o stație de alimentare cu benzină din Kiev, când cumpăra benzină pentru generatorul studioului din cort, situat nemijlocit pe Maidanul din capitală. Zilnic, generatorul consumă circa 40 litri de combustibil. El pur și simplu s-a dus împreună cu operatorul nostru la cea mai apropiată stație de alimentare cu benzină și atunci când cumpărau benzină s-au apropiat de ei niște milițieni și i-au acuzat că cumpărau benzină pentru așa numitele cocktailuri Molotov. Nici nu pot să-mi închipui așa ceva. În momentul de față, Volodymyr se află în izolatorul de anchetă penală și așteaptă judecata care va decide măsurile de prevenire. Însă ședința se amână de la o zi la alta. Lui Karagiaur îi se aduc învinuiri după indicativele aliniatului 2 al articolului 294, participare la proteste în masă și îl așteaptă o pedeapsă cu privarea de libertate până la 15 ani. Prietenul acestuia, Oleksandr, care se află la Kiev, a povestit că nu se știe nimic, nici chiar la care judecată. Judecătorie va avea loc procesul. Nu se știe nimic ce și unde va avea loc. Am vorbit cu avocatul care ne-a dat speranță că totul se va termina cu bine. Însă e prea devreme să spunem ceva. Caracteristicile date lui Volodymyr sunt pozitive. Nu se știe când va avea loc procesul de judecată. Între timp, la Cernăuți, prietenii lui Volodymyr au organizat o acțiune de protest. Prietenii și colegii lui s-au adunat lângă monumentul lui Șevcenco, apoi s-au dus la direcția Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei în regiunea Cernăuți și s-au adresat în scris ca Volodymyr să fie eliberat. Acția absolut nepolitică. Nu am înaintat niciun fel de cerințe politice, numai una, ca instanța judiciară să fie obiectivă față de cazul lui Volodymyr. Pe Volodymyr îl cunosc personal. Este un om minunat, luptă pentru idealurile statului nostru, pentru unire și idee. Îl cunosc pe Volodymyr mai de mult. Doresc să lupt împotriva nedreptății. Oamenii se deșteaptă și aceasta este bine.